Doamnelor, domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Pentru Noi Femeile. În această ediție vom discuta despre o perioadă a vieții plină de transformări, plină de întrebări și de probleme, atât pentru cei care o traversează, cât și pentru cei din jur. Este vorba despre adolescență. Și am invitat-o în studioul nostru să stăm de vorbă pe îndelete pe autoarea cărții Serpentinele Adolescenței, doamna Mariana Parapiru din Galați. Bine ați venit, doamna Parapiru! Mulțumesc de invitație, bine v-am găsit! Mă bucur să fiți aici și mi-am dat seama citind cartea dumneavoastră că ați surprins multe, multe aspecte importante pentru această vârstă de aur, cum mai este numită adolescența, și aș vrea să ne spuneți pentru început ce v-a motivat să scrieți o astfel de carte, să abordați această tematică. Da, e o poveste frumoasă și nu prea lungă și legată de normalitatea vieții noastre. Cele noi două care suntem aici, cei care ne privesc, știu că nimeni n-a putut face un salt peste adolescență. Toți am străbătut această vârstă. Este o etapă, ca și celelalte, copilăria, tinerețea, maturitatea, obligatoriu de parcurs, dacă Dumnezeu ne dă zile și suntem pe pământ trăitori o vreme mai lungă. Adolescența este o perioadă în care lucrurile se sensibilizează cumva. Verbul latinesc adolesco, adolescere, înseamnă nici mai mult, nici mai puțin a transforma, a preface ceva în altceva. De fapt, se petrece un mic miracol în universul corpului copilului, care peste noapte începe să devină un adult. Nu mai e decât o amintire din ce în ce mai ștearsă, copilul acela inocent, plin de încredere în tot și toate, plin de naivitate, devine încet, încet o persoană care are niște întrebări majore, niște de-ce-uri mai apăsate decât la vârsta preșcolarului, care abia începe să spună de ce așa. Adolescentul este o persoană într-o căutare furibundă, dar nu atât după exterior, ci după propriul său interior. Lăuntrul lui îl preocupă din ce în ce mai mult. Devine conștient că e o persoană, că are anumite trăsături, că se diferențiază în mod evident, din ce în ce mai evident, de familie, de restul familiei, pe care, deși o îmbrățișează cu inima, o simte totuși cumva mai departe de el decât o simțea în anii anterior, până în 9-10 ani, până la pubertate. De fapt, adolescența începe cam de la pubertate, pe la 13-14 ani, se duce către 18, uneori prin extindere chiar 20-20 ceva de ani. Și așa cum vorbeam noi azi, uneori rămâne ceva de adolescent în fiecare dintre adulții care suntem sau chiar vârstnicii care ajungem să fim. Adolescența e o perioadă care m-a motivat să o prezint în cartea asta și în anterioara carte, care este cuprinsă aici, se chema Din Universul Adolescenței, pentru că, nu atât pentru că are semne de întrebare, pentru că atunci când am străbătut-o, n-am găsit nici măcar un rând despre adolescență. Nici într-o revistă, nici într-o carte, doar undeva, dacă ai între 14 și 18 ani, scria într-un zieruț undeva, precis, ești adolescent. Cuvântul adolescent era o absență pe vremea perioadei trecerii mele de la copilărie la maturitate. Și când am ajuns să lucrez cu tineri, cu copii, cu persoane care, iată, deveneau din copii peste noapte, adulți, trecând prin perioada adolescenței, mi-am dat seama că e nevoie de un, dacă nu chiar de un ghid, poate e mult zis, de un suport, de un ajutător, de un braț întins cumva în jurul celui care străbate perioada aceasta, uneori cu un preț mai mare decât putea să-și închipuie până atunci. Adolescenții devin atât de sensibili încât li se pot întâmpla foarte multe lucruri. Mie mi se părea că am două mâini în plus și că sunt foarte lungi și că nu știu ce să fac cu ele. Alți adolescenți, pe altora, li se pare că au picioare foarte lungi și că sunt foarte bețe sau că au nasul mare sau urechea strâmbă. Sigur că sunt realmente niște falsuri în gândirea adolescenților, dar sunt. Și ele, problema e că ele trezesc adevărate drame sufletești. Și dacă nu există cineva care într-o carte, într-un rând, într-o discuție să spună: dragul meu, e normal să te schimbi.
Nu te urățești. Că eu, impresia uneori adolescenții că se urățesc. Nu te urățești. Tu te schimbi, te transformi din uneori omida aceea mică, ca fluturile, în fluturile la minunat, care te va încânta și pe tine și pe cei care te privesc. Deci motivul pentru care am scris a fost în primul rând faptul că atunci când eram, nu exista niciun material, iar acum când am devenit adult, am constatat că în librării tot ce am citit eu era fie din traducere engleză, fie din alte țări, nu aveam materiale scrise de români despre perioada asta așa de delicată, așa de specială cum este adolescența. Și atunci am pus mâna și am notat. Bine, întâi am realizat un colocviu al adolescenților la școala la care lucram, apoi din întrebările acelea sute puse de de-ce-uri, da de ce mama se supără, da de ce tata nu mai e mulțumit de mine, da de ce eu nu mai iubesc să fac ceea ce făceam cu drag acum un an. Ei, toate aceste de-ce-uri adunate din sute și sute de bilețele au constituit un start pentru cărțile acestea, aceasta fiind a doua, cum vă spuneam, care încearcă să explice, dar nu numai, să mângâie, să încurajeze, să o persoană care e foarte vulnerabilă, brusc a devenit, din copilul acela încrezător, care știau că mama și tata îl învelesc, îl acoperă, îl protejează, a devenit ceva foarte vulnerabil, are nevoie de sprijin. Și din familie, o să vorbim poate mai târziu, dar și de la persoane care, iată, printr-o scriere, printr-o zicere, îl pot ajuta să traverseze o perioadă, o etapă a vieții importantă. Și un personaj într-un film bun spunea, dacă ai depășit adolescența, ai șanse să trăiești. Uneori în adolescență se petrec și lucruri foarte grele, dacă nu avem sprijinul necesar. Urmărindu-vă, eu aș zice că, de fapt, gândul și cartea sunt niște indicatoare pentru adolescenți, poate pentru părinților, prin care transmitem și noi am fost pe aici. Da. Așa se întâmplă în mod normal, pentru că cei care trec prin momente grele, fiecare când trecem printr-un moment greu, ni se pare că numai nouă ni se întâmplă această nenorocire și nu vom mai ieși niciodată. Ăsta e gândul de disperare care ne vine la toți. Și nu vi se pare interesant că vârsta aceasta se asemănă puțin cu vârsta primilor ani de copilărie, pe la 2 ani în care copilul întreabă ce e asta, de ce, ce e asta, de ce. Poate că unii dintre adolescenți nu le rostesc întrebările, dar la alt nivel se mută de ce-urile, cum ziceați. Așa este, cum spuneți, fiecare avem impresia că noi trăim pentru prima dată în universul acesta pe care îl populăm o întâmplare, o vârstă, o suferință, o bucurie amplă. Adevărul este că Dumnezeu ne-a creat ca făpturi unice și nu greșim prea mult. Greșim atunci când credem că suferința numai noi o traversăm, că bucuria aceea imensă e numai a noastră și nu ne poate înțelege nimeni. Abia atunci începe greșeala, când începem cu nu mă înțelege nimeni. De fapt, în jurul nostru sunt nu multe, dar sunt persoane, e drept, numărabile pe deget la o mână, care doresc să ne înțeleagă, totuși să ne deschidem, doresc să ne sprijine, doresc să ne ofere șansa, cum spuneam, unui braț protector, dar adolescentul ușor, ușor dă la o parte brațul protector, chiar uneori și sfatul, ar vrea să experimenteze pe cont propriu, cum se spune, aceste trăiri. Adolescentul deja este mai mult spre adult decât spre copil. El adulmecă cu mare elan maturitatea. Nu are nostalgia copilăria, asta ne apucă la vârsta a doua, a treia, a patra, mai încolo. Copilul este deja lăsat. Dacă îi spui un adolescent fetița mea sau băiețelul meu sau copilaș sau puiuț, deja obții un rictus, măcar dacă nu, te rog frumos, fără se de astea. Se simte un pic umilit. Da, se simte un pic umilit, un pic jenat de mai ales dacă se întâmplă și de față cu colegi sau colegi adolescenți, e de-a dreptul nepotrivit. Deci, dacă în intimitate mai acceptă, adolescentul nu mai vrea giugiulea la mamei, care era foarte binevenită la 2-3 ani, la primele DC-uri. Acum vin niște DC-uri cu
cu fața spre maturitate. Cine sunt eu? Eu sunt băiat? Sunt fată? Prin ce mă caracterizez? De ce încep brusc la 14-15 ani să-mi placă mai mult decât îmi plăceau în copilărie prietenii cap de același sex, să-mi placă ceilalți? Să observ calitățile fetelor, dacă-s băiat, sau ale băieților, dacă sunt fată. Mi se pare că un pic e anapoda. Dar lucrurile exact atunci încep să intre pe făgașul normalității, dar cu fața către maturitate, cum spuneam. Nu mai este inocența copilașului care pune primele deceuri, dar este vârsta de aur, în sensul că deceurile actuale sunt atât de profunde, atât de ramificate, așa ca ramurile unui arbore pe care cu uimire l-ai sădit cu câțiva ani în urmă și scotea două crenguțe și acum deodată crești după crești, așa au și frunze, comparându-le pe astea cu multele lor întrebări adesea nerostite. Pentru că notam eu, adolescentul care rostește întrebările e cel care a fost adăpat, în ghilimele, în copilăria aceea primară de până în 90 ani, când este copilărie, și îl ascultă fără de ce. Îi spui să facă asta, face pentru că ești mamă, ești tată, ești autoritate. Dar în copilăria aceea n-avea așa niște deceuri grave. El are acum din ce în ce mai mult, așa cum băieților li se îngroașă vocea, fetelor le apare talia aceea elegantă. Ei, începe întrebarea să capete nuanța de eu sunt fată, eu sunt băiat și deceul meu merge la lucrurile mari ale lumii. Ce fac eu cu viața mea? Încotro mă îndrept? Am nevoie de o călăuzire? De fapt, se suprapune cam cu perioada liceului și adolescenții din liceu, noi îi știm, unii ca părinți, alții ca dascăle, alții pur și simplu ca telespectatori, că îi vedem adesea populând ecranele. Adolescenții din liceu au dorința să fie personali, neimitabil și să nu imite pe nimeni, să fie original. unici, așa, de la A la Z. Și dacă îi întreb cu cine vrei tu să semeni, doi fii așa tu, cu nimeni, eu vreau să semăn doar cu mine însumi. Și nu e o greșeală, dar nevoia de modele, de valoare, o să vorbim, există totuși. Prima formă de rebeliune este aceasta, eu vreau să semăn doar cu mine, nu cu mama, nu cu tata, nu cu personajul sau persoana X, cu mine însumi, pentru că eu vreau, de fapt, ăsta e un strigăt de normalitate. Eu vreau să mă dezvolt pe calea mea, care în felul ei este unică, fără îndoială. Acum am și eu un de ce. Poftiți. De ce s-a numit cartea Serpentinele Adolescenței? Așa. Primul m-a întrebat... Ați spus că mai rămân din adolescență. Da. Deci soțul când avem de ceuri, să ne considerăm un pic adolescenți. Da. Serpentinele, eu le explic la un preambul de capitol, sunt conform dicționarului. Eu mă gândeam când am scris doar la serpentinele acestea meandrate care străbat munții și care au de o parte râpă și de alta de obicei tot prăpastie. Și atât de atent șoferul când străbate, viteza e mică, mâna e în control și pe volan și pe frână. Eu nu șofer, dar observ la șoferii lângă care m-am aflat, nici nu prea vorbesc prea mult. Pe serpentinele acelea foarte înalte, șoferul tace și face. Și cu o atenție de mare responsabilitate, pentru că el în mâna lui stă viața lui, acelor de alături și chiar și a celor care vin din spate sau din față. Responsabilizarea aceasta care începe odată cu sentimentul unicității persoanei este cea care m-a ajutat. Serpentina e doar locul, cum s-aș zice, pretextul pentru ca să se dezvolte responsabilitatea. Și am văzut eu așa o similitudine între pericolele acelea teribile, dreapta prăpastie, în stânga râpă, eu trebuie să țin drumul, cât ar fi de micuț, de contorsionat. Noi știm, la un moment dat apar semnele alea că serpentinele nu se descurcă, se încurcă mai tare. Eu trebuie să țin drumul drept. Și asta se întâmplă și ziua și noaptea. Și-mi imaginez un șofer care merge pe serpentine noaptea, cât este de concentrat, cât este de atent, ce viteză de melc probabil trebuie să aibă. Chiar am mers o dată cu un astfel de autocar și mi-amintesc că șoferul numai atât ne-a rugat pe toți, eram copii, să fie liniște. Eu trebuie să mă concentrez și farurile mie îmi spun că vă duc bine. Altfel riscăm să picăm toți. Deci, serpentinele adolescenței ne sugerează starea de creștere a alertei. În dreapta e pericol, în stânga e pericol. Vom vorbi despre pericolele din această vreme. În față e drumul și pe ăla trebuie să-l țin
cu niște condiții, cu frână, cu volan, cu mintea acasă, cu atenție sporită, cu învățătura pe care am înmagazinat-o de până atunci legată de modul în care străbat drumuri dificile, dacă nu chiar periculoase. Deci serpentinele adolescenței se leagă acest titlu de pericolele care apar. Vârsta aceasta, după părerea mea ca autoare, este nu cea mai gravă, nu cea mai importantă, dar este cea minată de cele mai multe pericole din viața unui copil. Un copil care atunci devine tânăr, trecând prin adolescență, poate părea unora că e o mică femeie și poate fi atacată, că e un mic bărbătuș care poate fi folosit și apar privirile lacome ale celor înclinați să facă rău, din păcate ei există. Și este periculos să nu pregătești adolescentul pentru această perioadă plină de vulnerabilități, aș zice. De asta titlul. Îmi aminteam în timp ce vorbeați de faptul că am călătorit adesea în zone din astea cu serpentine și, într-adevăr, puțini sunt cei care nu au emoții sau nu le este rău sau nu dau anumite semnale pe astfel de trasee. Mi-amintesc că nu de mult circulam de la Ierusalim, coboram înspre Ierihon, este traseul acela, și chiar la ieșirea din Ierusalim sunt niște serpentine. Ghidul ne spunea: vă este frică? Dacă vă este frică, închideți ochii, șoferul tocmai i-a închis, el așa și-a alungat frica și atunci toată lumea a fost și mai tensionată, fiecare se ținea și bine, am știut că este glumă. Vă gândiți că adolescentul este cel care conduce, care trebuie să fie cu piciorul pe frână sau așa pe volan? Deci așa v-ați imaginat? Nu mi-am imaginat că neapărat conduce, ci că el deja se pregătește pentru asta. Chiar dacă nu e încă la volan, el e cumva foarte aproape. Să ne gândim că adolescența, deci care debutează pe la 14-15 ani, se duce către 18 repede. Și anii trec așa, ca și clipele. Și iată că adolescentul este în situația de a prelua cumva din mers lucrurile și lui nu este ușor. Sunt adolescenți care la 15-16 ani au fost în situația de a-și întemeia o familie. Proprii noștri bunici și străbunici se căsătoreau la vârste foarte fragede. Bunica mea la 14 ani era deja mamă. Deci iată o perspectivă, trebuia să se maturizeze brusc și să ia nu numai volanul, să ia și mașina în brațe, dacă se poate spune așa, câte vreme o căsnicie, grijă de soț, de copil, la așa o vârstă fragedă. Nu l-am văzut pe adolescent neapărat la volan, dar l-am văzut în situația premergătoare acestei stări și răspunsul este când el e tot mai încolțit de aceste stringente nevoi ale vieții, ele vin, vrem, nu vrem, ele vin peste adolescent, are o temelie teribilă pe care acum începe rolul familiei. Eu va fi asigurat sau nu familia? Dacă în casa lui a avut pace, armonie, părinții au fost ceea ce vorbeam noi, sprijinul, adăpostul acela sub care el a știut că se poate relaxa, că de la mama și de la tata învață ce-i bine. Lucrurile acelea s-au sedimentat încet, încet și au creat foarte bine starea de echilibru. Aici sub frunte avem lobul frontal care e responsabil de inteligența noastră emoțională și dezvoltarea ei se pare că ia un mare avânt în perioada adolescenței. Starea aceea de echilibru este creată, vrem, nu vrem, numai în familie. Degeaba începem, că face școala, că fac prietenii. Familia este cea care pune temelia. Deci în măsura în care mama și tata sunt prezenți lângă copil, asta nu înseamnă că trebuie să stea 24 din 24 cu el, ci că petrec timpul ăla bun cu el, zilnic, un ceas, două sau chiar mai multe, învață, gândesc împreună, cântă, obosesc, aleargă, mângâie genunchiul frânt, îmbrățișează copilul, cum am văzut azi, când el chiar mărișor fiind, are o durere sufletească și trebuie scos de acolo cu iubirea familiei. Iubirea familiei este cea mai puternică plasă de siguranță în toate vârstele, dar în adolescență este de neînlocuit. Plasa de siguranță, cea mai mare, iubirea în familie, armonia, și citeam undeva într-o carte despre, se chema chiar Armonia în familie. Dacă vrei să-i faci copilului tău un dar mare, un dar de o viață,
oferă-i dragostea părinților. Deci ăsta e cel mai mare dar. Iubirea dintre mama și tata, înțelegerea dintre părinți, îi oferă lui sentimentul că nu-i fuge preșul de sub picioare, nu-i fuge pământul, că stă pe un teren stabil. Că el are acolo căminul lui, are părinții lui, are iubirea, orice i s-ar întâmpla, merge la părinți și ei vor găsi soluția. Adolescentul încă n-are soluție, adolescentul are probleme. El are probleme foarte serioase, din zi în zi mai mari. Să ne întoarcem iarăși la întrebări. Întrebările acestea cu de ce rostite sau nerostite pot fi unele să arate a rebeliune. De ce să duc eu gunoiul? De ce tot eu să merg la cumpărături? De ce tot eu să dau cu aspiratorul? De ce trebuie să învățăm atâta? Se aud astfel de întrebări. Dar pot fi și întrebări mult mai profunde. De ce ne rugăm? De ce corpul nostru se transformă așa? De ce arăt cum arăt? De ce există moarte? Cine ar trebui să răspundă și cum și să recepționeze aceste întrebări? Primul factor decizional este modul în care adolescentul pune întrebările. Având încredere în familia lui, care, repet, este baza trăirii lui profunde, lăuntrice, el va pune întrebările cui trebuie. Mamei, tatii, unui frate mai mare care a străbătut mai de mult sau nu de mult etapa aceasta de viață și va căpăta, chiar dacă nu răspunsul, siguranța că ei vor să-l ajute. Adolescentul nu caută neapărat răspunsul de nota 10. Ăla nu până la Dumnezeu poate fi găsit. Cu siguranță, încet, încet, dacă are o familie creștină, se va apropia de cuvântul lui Dumnezeu, va găsi răspunsuri mult mai profunde, mai ample, dar primele lui răspunsuri le va afla în mod orientativ mai mult de la părinți. Sigur că există și părinți care pot da răspunsuri foarte argumentate, care sunt oameni culți, oameni credincioși, oameni care studiază, pentru care cuvântul Domnului înseamnă alfa și omega, așa cum trebuie să însemne. Aceia chiar sunt de mare ajutor. Acum depinde, știți, și noi avem calități și defecte ca părinți. Și nu avem experiențe mai puternice pe o parte, sigur, într-un domeniu sigur. Sau mai puține și iată, pe altul. Suntem părinți de mai mulți copii. Altfel ești cu primul copil cu care defrișezi adolescența, dai pădurea la o parte și altfel ești cu al doilea, cu al treilea, în care ai mai înțeles câte ceva. Și deși ei sunt complet diferiți, că se spune că copiii sunt la fel de diferiți precum degete la o mână, certificat fapt de noi, că cei care avem mai mulți copii, ei sunt cu aceleași probleme. În schimb, nu așteaptă aceleași răspunsuri. Nu-i da adolescentului răspuns standardizat, un clișeu, că nu că se supără pe tine, chiar te consideră depășit. Deci un adolescent care aude, de asta îl deranjează și ce aude uneori în casă sau la școală sau la prieteni, când vin clișee. Dacă îi spui, el îți spune, măi, de ce oare sunt eu așa de trist? De fapt îți spune de o depresie incipientă, poate. Și spui, dragă, păi n-ai luat 5 la română și 6 la matematică și tu ești de 10. Și nu e așa. O notă te întristează pe moment, dar nu produce depresie. Bine, doar într-o familie în care știu eu, nota e ceva așa foarte important. Și sper să nu fie astfel de familie, aș dori să nu fie. În schimb, copilul acela care este ascultat, prima condiție e aceea ca să fie ascultat când pune întrebări. El când pune întrebarea deja a spus mai mult de 50% din nevoile lui, a expus un 60-70%. A adus în palmă, pe față, vulnerabilitatea lui. De exemplu, întreabă, exact cum spuneați, de ce oare mă schimb de la o zi la alta? Am avut cunoștințe de elevi care creșteau de la unul la altul centimetri. Într-un an jumate, mama a lungit pantalonul cu 18 centimetri și s-a întâlnit cu noi. Eram eu cu soțul meu, ne fusese elev când era în gimnaziu și acum ne întreba disperat ce-i cu mine. Eu sunt la liceu și fac 2 metri așa într-un an, 2. Noi i-am spus să se liniștească, că tocmai se plângea cu vreo 2-3 ani în urmă că e mititel tare. Deci iată că poate te-ai rugat și Dumnezeu ți-a răspuns la rugăciune. Nu, dar mama și tata sunt normali. Eu de ce am luat-o așa? Avea un de ce așa? Și numai faptul că noi l-am invitat acasă, am vorbit cu el, l-am ascultat, am băut împreună un suc, un pahar de apă, am mâncat, știu eu, o fructă. Așa s-a liniștit și a început să ne povestească despre alte lucruri și altele și am simțit că încet, încet își reintră în matcă. Cumva ieșise, era de-a dreptul speriat, chiar și complexat, că primul
boom în adolescență este urmarea stării, apar complexele și nu cele de superioritate, aproape 100% complexele de inferioritate. Toate fetele și toți băieții se văd urâți, se văd bleguți, se văd incapabili și suferă teribil. Da. Deci DC-urile astea sunt normale și întrebările pleacă în primul rând spre a fi auzite și pe urmă spre a fi primit răspunsul. Spuneam că adolescența este numită și vârsta de aur. Oare care să fie explicația acestei denumiri? M-am gândit la un lucru. Poate să depindă întreaga viață, întreaga dezvoltare a adultului de acești ani sau mai este și altceva? Elementul fundamental pentru care cred că Jean-Jacques Rousseau a numit-o vârsta de aur a fost faptul că vrem sau nu vrem, ea n-are asemănare nici până la ea, nici după ea, nu se mai petrec atât de revoluționare și majore transformări în trupul, în sufletul și în spiritul unei persoane. Este o vârstă de aur în sensul că este de o unicitate de necontestat. Ea nu are nici echivalență, nici egalitate, nici în tinerețea plină de entuziasm, nici în, știu eu, copilăria plină de farmec și de jocuri și de zburdălnicii. Adolescența este altceva. Este momentul în care un omuleț ascultător devine un om de sine stătător. Și vârsta este de aur, atât cât poate fi de aur, a înțelege ce se întâmplă cu tine însuți. Începi să te întrebi și de ce te cheamă așa? Inclusiv numele, de ce părinții mei m-au numit Laurențiu sau Vasile sau Iordache? De ce eu sunt brunet, am ochi albaștri și părinții mei sunt altfel? Și astea, lucrurile astea, chiar dacă par așa virgulițe, sunt foarte importante. De aceea a spus foarte bine, pentru viața noastră, întrebarea dumneavoastră conține și o parte din răspuns. Adolescența se instituie ca o temelie a ulterioarelor parcurgeri. În adolescență corespunde vârsta și cu cea a alegerilor majore și profesionale și umane. În adolescență mulți își aleg în liceu facultatea, studiile pe care le vor continua într-una sau în alta dintre direcțiile propuse. Tinerii se împrietenesc, își aleg uneori chiar viitorul partener de viață. Chiar am cunoscut persoane care s-au înțeles, s-au iubit din liceu, au devenit apoi soți, soții, părinți. Sunt momente decizionale, iar supărările sunt uneori atât de mari în adolescență, încât se poate ajunge la depresii majore și au fost și cazuri suicidale din nefericire în care tânărul s-a simțit atât de neînțeles, atât de izolat de familie, de prieteni, de anturaj, încât a ales ca unică ieșire din neieșibila situație această stare de părăsire a lumii într-un mod violent, făcându-și un rău atât de mare. Repet, n-am să uit niciodată personajul la care spunea, dacă ai supraviețuit adolescenței, deci la un moment dat se pune problema de supraviețuire. Înseamnă că poți trăi liniștit până la adânci bătrâneți. Chestie care nu se spune nici despre copilărie, nici despre tinerețea exuberantă, nici despre maturitate. Dacă ai trecut prin adolescență și i-ai supraviețuit, se mai spunea undeva, ai ce scrie toată viața. Atunci se petrec niște lucruri de o relevanță majoră și există tineri care își notează și au și în jurnale trăirile lor. Îi vezi cât de mult îi deranjează, nu că i s-a spus ceva, și o privire care nu li s-a adresat, o nepăsare, li se pare dureros de jignitoare. Uite, nu s-a uitat la mine profesorul sau colega sau mama și tata, au plecat la serviciu fără să mă îmbrățișeze și ei nu au făcut-o din răutate, dar au zis, ia uite mă, băiatul ăsta are 1,85 m, chiar mă duc să-l iau din pași, să-l îmbrățișez când plec eu la serviciu. Nu, îl las acolo, că e băiat mare. Iar băiatul ăla mare, la metraj, încă are un suflet plăpând. N-are suflet de copil, dar are un suflet vulnerabil, cum spuneam, plăpând și încă e dornic în intimitate de a fi iubit, protejat. A, nu, în public ar vrea să fie tratat cu toată deferența, cu tot respectul. În public deja se simte major. Chiar la 16-17 ani nu mai merge să-i spui puiul meu unui tânăr de 17 ani sau 16 că e supărare mare. Am văzut că
Ați făcut și în carte o afirmație care mi-am notat-o. Îi aparține, spuneți, lui Amy Gray, judecătoare de minori, care zice așa: viața pentru adolescenți, un test al supraviețuirii emoționale. Da, da. Deci dacă trecem de această perioadă cu bine, înseamnă că vom fi un adult bine. Într-adevăr, e vorba întâi de supraviețuirea emoțională. Vă spuneam aici, inteligența emoțională, care la mulți dintre noi rămâne corigentă sau chiar repetentă, dacă nu e aprovizionată, alimentată de afecțiunea familiei, de interesul școlii, sunt mai mulți factori care concură, de prietenii stabile și de calitate încă din anii de școală, inteligența emoțională poate suferi niște fracturi sau niște neîmpliniri pe treptele devenirii ei, așa încât ajungem adulți și avem încă nevoi, încă avem căutări, încă avem depresii majore care pot duce chiar și la maturitate, la stări din acestea extreme. Într-adevăr, Amy Gray a avut, mi-amintesc filmele, adesea în fața adolescenții erau judecătoare chiar de copii și adolescenți, așa era serial, un serial chiar bun, se chema Amy sau judecătoarea Amy, și venindu-i în față situații fel de fel, observa că adolescenții care făcuseră rău, de fapt vroiau să-și exprime personalitatea. Necunoscând un traseu prin care cu blândețe să facă lucruri bune, apelau la lucruri ciudate, rele, violență asupra altor colegi, asupra unor profesori, dar lucruri care oricum îi scoteau în evidență. Și deci am vrut de fapt să fiu cineva, bravuri, să bravez, am vrut să vă arăt că nu sunt oricine, am vrut să fiu cunoscut. De fapt, vroia să se... să-și hrănească cumva, nu neapărat orgoliu, eul acela care se dezvolta. Și asta era inteligența și subtilitatea judecătoarei, ea vedea și acest lucru. Și pedeapsa era pe măsură. Pedeapsa nu era neapărat una punitivă, era una care ducea către o direcție de îmblânzire a răului care zace totuși în noi, iar la adolescență se manifestă uneori în forme de nedorit la o altă vârstă. Da. Ea observa și, de exemplu, le dea câte o temă așa, rămâi în școală și ajută-i pe cei mai mici pe perioada de... sau... Și în felul acesta ei încet observau că e nevoie să devină mai blânzi, mai buni, mai toleranți. Toleranța în adolescență este aproape absentă. N-aș spune că 100%, dar merge către maximum 10%. A fi tolerant este deja apanajul unui adolescent spre maturizare. E chiar o dovadă a unei maturizări în adolescență sau chiar în perioada adultului tânăr. A fi tolerant, a accepta că ceilalți sunt diferiți și așa cum sunt, ei trebuie înțeleși și luați ca atare. Da. Dacă copilăria începe cu perioada aceea în care suntem nou născuți, bebeluși, se pare că viața de adult începe cu adolescența, care e un fel de bebeluș. E un fel de intrauterin al adultului, așa este. Adult, da. Un fel de adult nou născut. Da. Asta tocmai acum trece la adult și se petrec atunci niște transformări în trup și suflet și au niște repercursiuni asupra întregii vieți. Haideți să intrăm un pic în transformările astea, astfel încât telespectatorii noștri să se poată regăsi. Da. În adolescență încep să ne placă lucruri pe care le ignoram și încep să ne displacă lucrurile care ne plăceau foarte mult. Ne plăcea, de exemplu, să ne jucăm mult, să stăm afară, în soare, cu prietenii. S-ar putea ca în adolescență să ne placă mai mult, bine, acum e și epoca internetului, probabil se stă mult pe internet, dar pe alte site-uri decât probabil dacă se stătea în copilărie. Se schimbă și gustul. Dacă în copilărie aveai gustul glumei, al jocului neîntrerupt, avea Lucian Blaga o poezie, Trei fețe, și începea ea așa: copilul râde, înțelepciunea și iubirea mea e jocul. Tânărul cântă, jocul și înțelepciunea mea e iubirea. Bătrânul tace, iubirea și jocul meu e înțelepciunea.
vedem că la fiecare vârstă prioritar e altceva. Deci dacă copilul avea, conform zicerii poemului Blaga, care deși e așa de scurt, e chiar un poem, avea ca scop suprem joaca, pe copil îl vezi cum se organizează și cum e, în felul în care se joacă. Îl vezi un viitor lider sau îl vezi un viitor executant foarte bun în modul în care se implică cu cei câțiva prieteni în jocul, la groapa cu nisip, în parc sau în alte locuri. El, când ajunge și o ia spre tinerețe, iată, se îndreaptă foarte atent, se focalizează chiar spre sentimente. Ceea ce era absolut nerelevant în copilărie. El îl iubea pe mama, el îl iubea pe tata, pe frățiori, nici cu prietenii nu era așa iubitor. Am văzut și eu ca o excepție copiii de câțiva ani care îmbrățișează alți copii, dar ca o excepție. În schimb, în adolescență, devenind, intrând așa brusc pe traseul către a fi tânăr, devine foarte important sentimentul. În adolescență, tânărul, că nu mai poți să spui nici copil, nici adult, e tânărul care străbate această perioadă a vieții, această etapă, este foarte atent ce, mai ales ce sentimente trezește el celorlalți. E foarte atent la felul în care se îmbracă, se piaptă. N-ați și observat adolescenți cu diverse coafiuri, creste, țeste. Ați observat și adolescente care uneori se îmbracă cu părul. Era o grupare în anii trecuți în care adolescenți rebeli se îmbrăcau în păr, așa nu le vedeai nici ochii, nici nasul, nici nimic, și erau de fapt niște oameni care prin felul ăsta își exprimau dorința de a se izola de lumea care îi nemulțumea, nu îi înțelegea. De a se ascunde, de a se ascunde. Adolescentul, de fapt, vrea să fie atât de iubit, să se simtă atât de prețuit și de iubit, încât să aibă curaj să se deschidă. Un adolescent se deschide numai în fața persoanelor care îi trezesc încrederea. El vrea să fie respectat, iubit și se adresează și răspunde cu atenție numai celui care îi trezește încrederea. Nu va mai fi la fel de deschis cu mama sau cu tata dacă odată mama sau tata l-au mințit. Și nu i-au cerut iertare că, na, de greșit putem greși, poți să greșești, să-i spui am pus cheia aici și de fapt ai pus-o dincolo și fără a fi o minciună e o greșeală, nu? Adolescentul e foarte atent la lucrurile astea. Adolescentul e cel mai sensibil și am în cartea mea un exemplu al unei mame creștine minunate care a crescut mai mulți copii și al cărei adolescent se încuiase în camera lui și asculta muzica, bineînțeles, la maximum. De răsunau cartierul, blocul, cartierul și toate celelalte. Mama a intrat de mai multe ori, intrase și spusese mai încet. În ziua respectivă, mama se ruga în camera dumneaei, citise și deodată a auzit, intând în vibrație perețe și bubuit unei muzici puternice. Și povestește dumneai ce tocmai mă rugam pentru fiul meu, adolescentul, care știam eu că e la o vârstă mai delicată, așa mai... Dar când am auzit muzica tare, m-am ridicat imediat, am lăsat Biblia, am lăsat caietul și m-am dus, am dat ușa de perete și am zis, fiule, iar... Iar el a întors o privire ușor năucă și inocentă, mamă, și în momentul ăla mama povestește că și-a dat seama că nu fusese reacția cea mai fericită, cea pe care o avusese. Și povestește dumneaei că s-a dus din nou în cameră, s-a rugat, până i-a dat Dumnezeu putere și s-a dus și a spus, fiule, iartă-mă. Sigur că era muzica tare, dar aș fi vrut să am puterea să vin și să te rog frumos, cu mult respect, oprește-o, dă-o mai încet, mama studiază, se roagă, îmi pare rău, iartă-mă pentru modul în care ți-am vorbit. Și zice, am plâns amândoi, el m-a îmbrățișat, eu pe el, povestea mama și am fost fericiți că Dumnezeu mi-a dat puterea să spun cuvântul, cred că cel mai greu de rostit din lume uneori, iartă-mă, am greșit. Și uneori noi părinții credem că numai copiii ar trebui să-și ceară iertarea, ceea ce în adolescență pică cu totul. Ipoteza asta e falsă cam în 80% din cazuri, dar în adolescență 100% e falsă. Nu, adolescenții au nevoie de acest model la părinții lor, să vadă că se recunosc ca fiind vulnerabili, ca fiind capabili să greșească și ei, că sunt oameni. Ei nu sunt niște sfinți, nu sunt iconițe, nu sunt nimic, ei sunt oameni. Și ei trebuie să se manifeste ca atare.
aș prezenta, chiar citeam de curând într-un studiu, adolescenții de după anii 70-75 sunt cei care au trecut prin perioada adolescenței, tinerii de acum, că ei sunt adulți tineri, sunt mai sensibili. Ei nu devin oameni deschiși decât dacă tu, conlocutorul, le trezești încrederea explicând că ai și tu vulnerabilitățile tale și chiar demonstrându-le, arătând clar care e una, două, trei dintre acestea. Fiindcă atâta vreme tu ca părinte te dai sfânt, vai, dar eu în tinerețe nu mă învățam, dar nu mă citeam, dar nu mă, pe mama ascultam, ceea ce sigur nu e adevărat, atunci copilul se simte ce, mamă, tată, voi ați fost ființi, eu nu-s. Nu se poate identifica. Nu ne putem identifica, nu mai avem ce discuta, mă duc și eu la prietenii mei care, na, mai greșesc. Voi sunteți sfinți, altă lume, altă viață. Ei, în momentul în care ne recunoaștem greșelile și iată, avem puterea, repet, cea mai mare de a ne cere iertare cu smerenie. Nu așa, hai, iartă-mă și tu, că nu, asta nu merge. Știți că tot nu face muzica, nu. Te duci și spui, te rog frumos, iartă-mă. Și asta, să știți, că aduce și lacrimi în ochi, dacă e chiar sincer, chiar din, mai ales la o mamă, mai ales mai sensibile, noi știm. Pentru că adolescentul este exact ca un copil, exact ca un animal, simte când este sinceritate și sunt anumite perioade ale vieții pe care nu poți să le înșeli. Pe un copil nu poți să le înșeli că îl iubești dacă nu îl iubești, nici pe, se pare, se spune, nici pe un animăluț, nici, cu atât mai mult, nici pe un adolescent. Aceste trei categorii își scot țepii dacă simt că tu ești fals. Dacă te duci așa, mai s-o faci și pe asta. Nu. Dacă te duci cu sinceritate, dacă te duci zdrobit, recunoscând că ai făcut gafa, adolescentul este deschis. Iată, asta e o mare schimbare. Până la 9-10 ani te duceai și îi spun, mângâiești, ei, draga, mai greșit și mama și tata, te ierta dinainte de a-i cere iertare, nici nu era nevoie să-i ceri. Schimbarea majoră este că el vrea să fie respectat, vrea să fie înțeles și vrea ca tu, adultul, să recunoști că ai trecut și tu pe acolo, nu ești chiar așa... Mama și tata ăla de-l vedea el până la 9-10 ani, perfect. Așa, perfect, da, total, fără greșeală, da. Deci asta e marea schimbare și ea ține, se pare, de glanda pituitală, e una micuță ca un bob de mazăre undeva, care ne dă niște impulsuri, ține repede inteligența emoțională care se dezvoltă în mod galopant în perioada asta și aduce niște schimbări pe care, sigur, mai bine decât mine știu a le prezenta medicii specializați, dar despre care eu am citit chiar și în cărți de specialitate să văd cum, care e mecanismul care duce la aceste transformări. Vă spuneam și din curiozitatea mea, pentru mine, pentru vârsta pe care n-am știut să mă explic niciodată și căreia îi mulțumesc Dumnezeu că i-am supraviețuit, dar și pentru elevii actuali, tineri, adolescenții actuali care au nevoie de înțelegere, de susținere, de o sugestie, nu neapărat un sfat, poate e mult zis. Indicatoare, confirmări. Da, da, sigur. Da, da. V-ați gândit și la părinții acestora? Văd că aveți în carte exemple de mame cu adolescenți, de conflicte. Da. Pentru că, mai ales când ajunge primul copil din familie la adolescență, părinții ajung la sentimentul am pierdut copilul. N-am făcut ce trebuia. Eu însă am ajuns la această concluzie. Și după ce au trecut câțiva ani și am luat aminte la sfaturi și am aplicat cât am putut din ele, a devenit din nou o relație bună între mine și copil și am văzut, ei, își revine situația. Da, da. Și am primit încurajare. Cu următorii copii am trecut un pic mai optimistă prin această fază. Mă gândesc că și dumneavoastră ați avut în vedere astfel de părinți care intră în foc de prima dată și nu sunt pregătiți. Da, da, da. Da. Ca și dumneavoastră fiind mamă, am trecut și eu prin perioada aceasta, dar recunosc că adolescența copiilor mei, cel puțin în cazul fiului meu, a fost mai blândă până la un moment dat, când mi-a spus că a pus două cuie în priză și noroc că pe vremea lui Ceaușescu se oprea curentul și n-a putut să moară. Ar fi vrut să moară pentru că îl jignise un coleg atât de tare la școală, încât ajungând acasă și negăsindu-ne pe niciunul dintre, nici tata, nici mama, pe niciunul dintre noi,
El a zis că nu mai vrea să trăiască, pentru că după jignirea aia avea senzația că e paria, că e nimeni, că e zdrobit, că n-are ce să mai caute, nu în școală, nu în clasă, în lumea asta, avea probabil în jur de 16 ani. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu că iată se petreceau și întreruperi de curent. Dar am fost, când am aflat lucrurile acestea, am fost năucă, nu puteam să cred, pentru că aveam sentimentul că am un adolescent blând, bun, cooperant, tandru de-a dreptul. Dar iată, el străbătuse, știți cum se zice, prin Valea Umbrei Morții, cum zice în Psalmul 23, el trecuse pe acolo și sentimentul meu ca trăitor, fără uitare așa, cu memorie, și ca mamă cu copii trecători care au trecut pe acolo, nu trecători, trecători ar fi bine, care au parcurs, parcurgători ai acestei etape, așa, cu toate suișurile și coborâșurile, știu că exact ce ați observat, am avut uneori senzația că mi-am pierdut copilul. Că nu mai vorbim aceeași limbă, că suntem din țări străine, nu din familii străine. Dar am avut ca armă, am rugat și asta am sugerat și părinților care citesc cartea și am avut bucuria să mă întâlnesc cu puțin timp în urmă într-un magazin alimentar cu o doamnă care mi-a spus, am cartea dumneavoastră, zic, care din ele, zice, pe asta, serpentinele, și nici nu știți cât de bine îmi prinde. Că am și eu un copil care e gata, probabil se îndreaptă, gata să intre în adolescență și mă ajută. Simt eu că trebuie să fac niște lucruri pe care, dacă nu le citeam, nu le știam a le face. Mă gândesc că poate și emisiunea asta, poate și o carte și alte cărți, sunt multe altele. Eu aș vrea ca ceea ce discutăm noi doar să fie un start în ideea am un adolescent sau un copil care va deveni adolescent, să mă pregătesc. E ca și cum te pregătești să mergi într-o expediție, într-o aventură. Adolescența e o mare aventură și pentru adolescent, da, și pentru bieții lui părinți. E o mare aventură și dacă intri în ea nepregătit, riști să ai surprize neplăcute, riști chiar să pierzi mult în ea, să pierzi uneori relația, nu numai relația copilului, poți pierde chiar și copilul, poți pierde chiar liniștea ta de atunci sau chiar de o viață. Un copil care străbate adolescența în mod fericit este, chiar avem un exemplu aici, interviul cu o tânără care povestește, am să-l redau, n-am să-l citesc, cum venind acasă la 13-14 ani, a intrat ca un fulger în casă, tata era acasă. A zis, tată? Eu sunt adolescentă, știi? Da, tată. De azi mă revolt. Că toți colegii mei sunt o revoltă și eu sunt mai bleagă acolo în clasă la mine. Eu, zice, mă înțeleg cu tine și cu mami. Și zi, tată, de ce să te revolți? Păi, zice, mă revolt, tată, pentru că eu sunt adolescentă și eu nu mai trebuie să... Mă conformez vârstei. Da, nu, și nu mai trebuie să-mi placă chiar tot ce vă place vouă și eu trebuie să mă revolt. Aveam, zice, fixată ideea revoltei. Toți colegii mei erau, prin ceea ce spuneau, unul mai revoltat ca altul. Și era adolescent să adea. Mie mi se părea că n-am preintrat în perioadă. Și tatăl a întrebat-o pe fiică. Dar ce ai vrea tu să faci cu viața ta? Că uite, poate te gândești. Eu mă gândesc că vreau să învăț și să fiu bine prima în clasă, dacă se poate. Bine, eu te sprijin. Și mama te sprijină. Și ce te mai gândești să faci? Mă gândesc să fac un sport extraordinar. Foarte bine, cred că te vom sprijini. Și noi am făcut sport și credem că e bine. Dar mă mai gândesc la ceva, tată. Aș vrea să studiez o materie care nu neapărat se predă la universitate în orașul nostru. Plec. Și asta e bine. După 18 ani e bine, vreau să te încurajez chiar în anii care urmează să devii tot mai independentă, fiindcă vom vorbi, adolescența aduce cu sine mai nevoia de respect, nevoia de a fi independent, de a fi omul cu camera lui, cu afișul, nu bate la ușă, sau bate întâi la ușă și pe urmă intră, nu bate la ore speciale când mă odihnesc. După 9. Da, după 9. Adică 9 dimineața. Da. Și tatăl zice, și cu asta-ți de acord. Și fiica uimită zice, atunci eu n-am motiv să mă revolt. Zice, păi, tatăl meu mi-a răspuns, povestește ea, că e bine să mai caut, poate găsesc vreun motiv. Și am căutat și am vorbit și orice vorbeam cu el, era de acord, dacă era ceva așa puțin mai ciudat, îmi explica. Și am continuat și prin liceu mi-am dat seama că tata mi-a și explicat de fapt că dacă mă revolt prea tare, să zicem, fug de acasă. El nu mă mai poate ocroti, nu mai poate proteja dacă ies de sub mâna lui ocrotitoare și a mamei.
Și m-am gândit că nici ceilalți nu vreau să fugă de acasă și să fug eu singur așa ca să mă revolt în mod excepțional sau major, nu e cazul. Am renunțat și încet, încet, vorbind și cu părinții și cu mine, mi-am dat seama că mergem cam în aceeași direcție. M-am liniștit și le-am explicat și colegilor mei. Unii dintre ei au acceptat și ei că e bine să mai discuți cu părinții, că unii nici nu discutau problema. Și au văzut și ei că părinții merg cam în aceeași direcție. Tot școală, tot studii, tot o viață bună, că se oferă să fie ocrotitori. Și tata mi-a spus, dacă vreau să ies, să-mi fiu lipsită de ocrotirea lui, de această umbrelă ocrotitoare care e familia, se poate și asta, dar am niște riscuri. Mi le-a și spus. Când le-am aflat, am mai și citit de ceva, am renunțat. Și m-am potolit, m-am liniștit și acum era o tânără studentă, deci când dădea interviu, zice, sunt studentă, sunt căsătorită, sunt liniștită și recunosc că am avut o adolescență netulburată de vijeliile unor revolte așa motivate, uneori nemotivate, să recunoaștem că ești un trend, așa, vrei să fii revoltat, ești adolescent, vrei să ai freză, au atâția. Nu se poate să fii chiar ca toată lumea așa îngrijit și ca bunica. Nu, trebuie să fii așa ca... Da. Să te distingi cumva. Sigur. Iată că ne-am apropiat de finalul emisiunii și eu vă propun să continuăm discuția despre adolescență într-un nou episod. Da. Doar o întrebare la care răspunsul va fi unul scurt, legat de carte. Se adresează cui? Părinților sau copiilor? Foarte adolescenților? Și. Și părinților și adolescenților. Și de copiilor. Unde putem comanda cartea? Se mai găsește în librării sau afișăm un număr de telefon unde ar putea fi? Da, eventual cu un număr de telefon, că ea nu e pe rețeaua de librării, n-a fost niciodată, a fost și o... Este o... Totuși este un dar pentru societate, l-am citit, este util și pe numărul de telefon afișat pe ecran, atunci vor putea el să... Poate fi solicitată, da, doar așa, printr-un telefon, întrucât, după cum știți, politica actuală merge către internet, către cartea vizualizată, mai puțin către cartea scrisă, dar există încă nostalgici din epoca, sau chiar și copii care parcurg cu mai multă plăcere foile, filele unei cărți, decât, știu eu, ecranul unui. Fiindcă există și videocărți, există, asta nu este, dar poate fi, iată, folosit în felul acesta, solicitată, da. Dar vom continua și aș vrea neapărat să vorbim despre modelele pe care le putem găsi, șansele de salvare și de supraviețuire. Cu asta continuăm în emisiunea următoare. Vă mulțumim mult și ne revedem. Ne revedem. Dragi prieteni, sperăm că tot ceea ce ați auzit astăzi despre adolescență a fost deosebit de interesant și folositor. Ne revedem la o nouă ediție în care vom continua să discutăm despre adolescență săptămâna viitoare. La revedere! O emisiune sponsorizată de Matero.